Acum fac un nou test, ceva mai avansat, să zic așa. Am aici un alimentator digital, controlat digital, e liniar, dar e controlat digital, Admega 328. E pus pe 12V. Așa. Aici am multe fire, niște piesulici. Niște comparatoare de tensiune, un distribuitor, un modul de sunet, un difuzor, tastatură, un modul de apartament. Deci aici simulez un modul de acces de bloc. Facem așa. Tastăm 001. Se formează apartamentul 1, se aude aici, nu. Eu am pe 6 un LED care e conectat și la modulul ăsta intern. Nu răspunde, să revenim 006. Ups. Considerăm că nu răspunde, nu putem să răspundem, se doare burta, să zic așa. Zis că nu răspunde, s-a întors la meniul principal. Room 06. Să dreptul la el. Apăsăm pe vorbiți. Ascult, vorbesc. N-am răspuns la timp. M-a spus afară. Aici am exagerat eu cu timpul de răspuns. Formul 6. Sună. Și am dat acces din apartament. Și se ce intră. Am dat drumul la ială. Formez, să zicem, 566. E undeva limitat între 1 și 256 din default, să zic așa, de la început. Formez 999. La programare, parola corectă e 1, 2, 3, 4, apas 4, 5, 6, 7. Greșit. Informez iar. Și dau 4, 4, 5. Și stau un pic. Nu mai fac nimic. Se crește și se afară. Nu, nu, nu. Bag parola corectă. 1, 2, 3, 4. Se pare că e corectă. Va intra în meniu, dar îl opresc că n-am cum. Revine la bază. Formăm iar pe, nu știu, 474, să zicem. Sună, nu. Nu. Este difuzorul din bază. Care vă cam lipește de plus. Da? Așa. Se formează. O să zic că nu răspunde. Urmez iar pe 6. O să răspund. O să apuci numărul. Ascult. Vorbesc. Ascult. Dau și drumul. Și cam așa. Deci, momentan, pare ok. Ceau mulți alții, muncesc și alții, mai de mult acum mai nou. Arduino Mega e pe baza unui Arduino Mega, deci pe baza unui Mega cu memorie destul de mare față Arduino 1. Și se pot face multe chestii față de un pic și alte. Aici mai formă așa, 0, să zicem, număr existent, 1, 2, pe forma 1, 2. Dacă apăs 0, 1, 2,
Deci cam asta. Mai fac altă pe 6. Vorbim, ascult, vorbim. Dăm prea mult de taină. Ne dă afară. Bine, aici am 6-7 secunde, normal o jumătate de minut. Cam asta e.